găsit la Jurnal Economic. Aproape 40% din drumurile publice din România sunt pietruite și de pământ și doar o treime din întreaga rețea de drumuri, care însumează 85.000 de kilometri la nivel național, era modernizată la sfârșitul anului trecut. Asta reiese din datele Institutului Național de Statistică. La sfârșitul anului trecut, drumurile publice totalizau 84.887 de kilometri, din care 20,2% drumuri naționale, 41,9% drumuri județene și 37,9% drumuri comunale. Peste 93% din drumurile naționale erau modernizate, în timp ce drumurile județene erau modernizate în proporție de 29%, iar cele comunale 9%. Potrivit INS, anul trecut s-au construit doar 94 de kilometri de autostradă. Mai mulți deputați PSD propun ca reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele care au lucrat în grupa 1 de muncă să se facă de la 2 ani, ca și în cazul celor care au lucrat în condiții speciale, în prezent această reducere făcându-se de la 6 ani realizați. Proiectul de lege prevede ca pentru persoanele care au fost încadrate în grupa 1 de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare să se facă de la 2 ani, iar dacă există cazuri când stagiul de cotizare realizat în asemenea condiții este sub 2 ani, acesta să se cumuleze cu perioadele lucrate în condiții deosebite sau în grupa a doua de muncă și reducerea să se facă de la condiții deosebite. Inițiatorii mai propun ca pentru persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă ca urmare a unor boli obișnuite sau accidente care nu au legătură cu locul de muncă să nu se mai acorde pensia minimă dacă nu au realizat stagiul de cotizare, ci să se instituie o altă formă de protecție socială. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!